Salut, camarazi! Sunt tot împreună cu prietenul meu, Bahus, aici, fericit că are niște vin acolo în cupă. Eu fericit că pot să vă delectez aici cu clipuri noi. O să vă vorbesc despre enigma asasinării lui Aldo Moro. Aldo Moro a fost de mai multe ori prim-ministru al Italiei în anii 70-80. Răpirea și asasinarea șefului creștin democraților italieni a fost un episod bizar și dramatic al istoriei italiene. Nici astăzi, la aproape 40 ceva de ani, nu se știe nici astăzi adevărații autori și mandatarii faptei. Cert e că era o dezbatere în Italia referitor la trupele americane în Italia și în Europa, care începuse să devină periculoasă pentru americani. Știți asta așa, ca să vă lămuresc. Trupul lui Aldo Moro a fost descoperit pe 9 mai 1978 în portbagajul unui Renault 4 roșu la 2 luni de la răpire. A fost acoperit cu o pătură și găurit de 11 gloanțe. De fapt, i s-a spus că va fi mutat într-o altă locație, din locația în care fusese ținut până atunci, și după ce și-a tras pătura pe el, au descărcat 11 gloanțe în el. Pe 16 martie 1978, la ora 9, 4 membri ai Brigăzilor Roșii, o organizație teroristă de strânga, îmbrăcați în uniformă de pilot de la Alitalia, au creat ambuscadă asupra coloanei sale. Precizia ambuscadei ne dă de gândit că nu erau niște tineri care erau revoluționari așa volens-nolens, ci erau niște profesioniști, și o să vă demonstrez mai târziu de ce. Teroriștii i-au ucis pe tot cei 5 polițiști sau membri ai serviciilor secrete care îl păzeau și l-au răpit. Adică el n-a fost rănit, vă dați seama, să trage zeci de gloanțe, dar el nu e rănit. În schimb, sunt omorâți precis toate găzile lui de corp. Asta e ceva care arată profesionist de mare clasă. De fapt, s-a speculat că a fost o acțiune executată la milimetru, cum se spune. Moro, cum v-am zis, n-a fost rănit. Din ploaia de gloanțe, niciunul nu l-a atins. Atacul foarte precis lăsa îndoială că a fost pus în scenă de tine fără niciun fel de pregătire militară, cum erau cei de la Brigăzile Roșii. Ăștia erau mai mult heirupiși, cum erau și fracțiunea Armatei Roșii din Germania și acțiune directă în Franța și teroriștii de la ETA din Spania și IRA din Irlanda. Așa, 49 din cele 91 de gloanțe care s-au folosit acolo proveneau de la aceeași armă, deci probabil că ăsta a fost cel mai bun trăgător dintre cei care au atacat. Se pare că era cineva din Ndrangheta, care e mafia calabreză. Se pare că era un membru al mafiei calabreze Ndrangheta cu conexiuni la serviciile secrete. Știți că la anumite răscruci în viață se întâlnesc și teroriștii, și serviciile secrete, și mafioții, și Vaticanul, și finanțele, știți, sunt anumite răscruci unde se întâlnesc toate la un loc. Un martor a spus că a auzit strigăte într-o italiană cu accent străin, deci aproape sigur că nu erau italieni, erau străini care vorbeau italien și americanii au accentul urât în italiană, știi? Se spune că 2 oameni au plecat de la fața locului, au fugit pe o motocicletă Honda. Sunt multe suspiciuni. Un agent al serviciului secret italian fusese văzut la locul răpirii. El a pretestat că se ducea la un prieten să-i facă o vizită, dar ceea ce spunea el era cam cusută cu ața albă.
În momentul atacului, toate liniile telefonice din zona răpirii au căzut la momentul atacului. Deci era, asta nu putea să facă teroriștii în niciun caz. Nu avea o tehnologie necesară. Deci asta putea să facă doar serviciile secrete italiene sau străine. Deci în momentul atacului toate liniile telefonice din zona răpirii au căzut ca la comandă, știți? Primul apel la poliție s-a făcut după 8 minute, timp destul pentru atacator să dispară la spargeri de bănci sau la atacuri de-astea teroriste. 8 minute ești liber, 8 minute te-ai dus 3-4 km în 8 minute, deci n-are cum, te amesteci în mulțime, iei metrou, iei un troleu, la revedere, iei o mașină, numai. Teroriștii au cerut eliberarea din închisoare a 18 membri a Brigăzilor Roșii. Dar eu zic aici, teroriștii de la Brigăzile Roșii erau folosiți de serviciul secret american, părerea mea, deci erau săgeți. Ministrul de Interne Cosâga a refuzat să negocieze cu răpitorii. Deci a refuzat să negocieze, probabil pentru că erau presiuni externe ca să nu negocieze. Aldo Moro trebuia să moară. Știți, spusese de altfel, cum a spus nevasta lui mai târziu, fusese amenințat de un oficial american că dacă nu schimbă cursul pe care îl luase în politica italiană, o să aibă probleme. Și deci asta e urmarea. Problema era că Aldo Moro avea informații confidențiale și informații secrete, chiar secrete de stat, care implica serviciile secrete străine și guvernele altor națiuni, altor țări, deci inclusiv american. Era un joc politic în Italia care putea schimba cursul implicării americane în Europa, ar fi putut ajunge atât la serviciile americane cât și la Vatican, adică era un pericol și pentru serviciile americane și pentru Vatican, deci ceea ce v-am zis, s-au încrucișat interesele. Aldo Moro, după răpire, îi se pregătise de fapt cușca. A fost ținut într-o cameră secretă camuflată în spatele unei librării cu un singur etaj de la Roma. Deci băieții pregătiseră locuința conspirativă din timp, că așa se face la răpiri. Trebuie să ai 2-3 locuri care să schimbi din când în când dacă se întâmplă ceva neprevăzut. Trebuie să ai a doua și a treia locație unde să-l muți pe ostatic. În octombrie 93, Mario Moretti a mărturisit că el l-a împușcat pe Aldo Moro, deși se spunea că un coleg de-al lui îl împușcase. S-au făcut 5 procese, s-au organizat 5 procese contra răpitorilor, care erau 13 la număr. Nu s-a clarificat niciodată cele mai întunecate aspecte ale anchetei. Din cei 13 membri ai grupului de răpitori, 2 nu au fost prinși niciodată. Probabil că prin ei se organizase totul și n-avea nimeni interes ca aia să vorbească. Trebuia omorât și ei, după aia dăteau naștere și la mai mari suspiciuni. Deci 2 membri ai grupului nu au fost niciodată prinși. Unul cu siguranță din cei 13 a fost infiltrat în grup de serviciu secret italian, care era la comanda americană, vă dați seama, știți? Deci se leagă treaba, americanii i-au făcut presiuni contra italienilor, ăștia au infiltrat un membru în grupul ăsta și deci rezultatul era pe măsură. În pofida 13.000 de polițiști, 10.000 de percheziții la domiciliu și filtre rutiere peste tot, poliția n-a reușit să facă nicio arestare. Îți dați seama, 2 luni de zile, vreo 55 de zile, au fost numai filtre și știu că și eu la un moment dat când pedalam până Italia pe bicicletă, m-a oprit un filtru de ăsta, nu mai țin minte, până 80 și ceva. Făceau filtre la intrarea sau la ieșire din orașe, sate, comune,
și te trebuia să te legitimezi. Eu eram pe bicicletă, pe alții eu prea cu mașina și tot așa, deci nu s-a făcut nicio arestare. Acuzațiile făcute de Aldo Moro împotriva colegilor de partid au fost foarte dure. Le-a zis că sângele meu va cădea asupra voastră. Deci trebuie să vă explică și în partidele politice, nu există uniune, deci unire. Deci se votează sub presiune sau ca așa a zis șeful, dar unii au altă părere, altă opinie decât șeful sau de grupul care conduce și partidele politice sunt fracționate în grupuri, în găști, cum e și la noi și peste tot, e grupul de la Cluj, grupul de la București, ăia din Sălaș și alții și alții. Așa e și în Italia, grupul din Nord, din Sud, de la Roma, de la Milano, de la Veneția. Deci erau interese diverse, după aia normal că cel care a luat locul n-avea niciun interes ca să se dezvăluie tot ce s-a fost acolo. Fusese un schimb de scrisori și de mesaje între răpitor și nevasta lui prin intermediar. La un moment dat papa fusese, a făcut propunerea să se constituie el ostatic, deci pe el nu puteau să-l omoare dacă îl acceptau, dar era riscant. Asta e mai mult pentru reclamă, știți că teroriștii cum era să-l accepte pe papa ca ostatic, unde trebuia să aibă loc schimbul, trebuia transportat neprevăzut Aldo Moro, deci papa proaic a vrut să-și facă puțină reclamă, zic eu, așa. Deci vedeți și voi, lumea în care trăim nu e așa de simplă. Au fost interese acolo și în Italia ca și la noi și peste tot. Unii trăgeau cu americanii, alții erau patrioții. Era și a cincea coloană de trădători și de licele și în Italia ca și la noi. Deci nici acum nu se știe ce a fost acolo. Oricum e cer că un alt funcționar american l-a amenințat pe Aldo Moro că dacă nu schimbă cursul politicii va avea probleme. Deci probleme a avut, a fost găurit de 11 ori. Camarazi, sper că v-am lămurit un pic despre lumea în care trăim și despre politica, care se știe că e un lucru murdar. Și știți că dacă te bagi în cocină, ce mai, te murdărești ca porci, cam așa se zice. Așa, sper că v-a plăcut, dați share, dați like și rămânem împreună precum catarii umăr la umăr. Pa, camarazi!